30 de vaci de lapte, dotat cu robot de mult, robot de curățat, robot de furajat, cam ultima generație de... Spune-ne și de muzică puțin, de muzică, ce muzică ascultă? Muzică doar simfonică, pentru relaxare, no? Da. Relaxare la toate, sunt mâncare liniștite. Chiar acum este o vacă la mulți, acum iasă, din, de la mulți. Robote de mulți, ele intră singure, fiecare, de mult. Proiectul a fost în valoare de 872.000 de euro, cu 90% finanțare de Uniunea Europeană, 10% a fost cofinanțarea mea. Ești mulțumit de ceea ce s-a întâmplat? Foarte mulțumit. Deci cum arat, îmi vine de foarte mult. Îl spală inițial, îi face... Da, spală ulterior. Spală după aceea... Iată, așa de... Și a stat acolo, dar timp ce stă acolo are primește... Da, primește premiul ca să fie activ. Mănâncă ceva. Și are și granule. Se grează un reflex. Și nu asta cu muzică? Da, mânătoarea, da, merge singur. Nu-i nimeni, nu, ca de viață de singur. Mai depinde, dacă am urs, tot de două afară. Dacă nu, îi ignorăm și... Spală, practic, fiecare... Da, sigur că da. Fiecare mamelon. Da, sigur, are un lat și verifică și să fie curat, să poate pune manșoarele și... Cum ați zis, trage pelea și îi scanează urgele, îi scanează vapa. Acum, cu jepe și curge lapte din fiecare sper, se spală pelea pentru următoarea vapa. Nu mai mult. Și la o fermă cu 60 de animale, am un singur angajat, care doar verifică, în caz că știu, e un proprietar, e o problemă, până doctorul, în rest, e automat. Ca și idee, probabil, în fondurile europene, sunt câteva probleme esențiale. Pentru că, și în cazul lui, chiar dacă a obținut proiectul, a fost foarte greu să acceseze un credit. Practic, el a avut 30% ai lui, Ferma Rugan.